Expo Lego este un eveniment creat de Asociația George Poboran pentru copiii noștri, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Rurală Verguleasa. Zeci de copii au vizitat în această zi expoziția dedicată operelor de artă realizate din micile cărămizi de plastic Lego. Pe lângă parcul de distracție Lego și tot ce și-au închipuit copiii că există într-un astfel de parc de distracții Lego, noi avem mai multe surprize pentru ei. Avem un loc amenajat, i-am spus noi, un mini-club Lego, în care copiii să vină și să construiască și să stea pe toată durata expoziției. Și de asemenea avem pregătite niște panouri dacă ei doresc să-și facă poze alături de membrii familiei sau cu prieteni de-ai lor. Micii vizitatori au fost fascinați de piesele Lego. Pentru ei, organizatorii au pregătit un mini-club unde pot învăța cum să le combine pentru a realiza ceea ce își doresc. Ce-ți place cel mai mult din ce este expus aici? Îmi place ăsta, secția asta, și nava asta. Ai și tu piese Lego acasă? Am și eu, dar nu prea-mi place așa să le spun, că mi-e frică așa să nu se strice, dar de acum eu n-am văzut cum să le spun și de-aia. Este prima oară când vii într-o expoziție Lego? Da, și eu o să vin la anul. Și am multe Lego-uri mișto. Ce ți-a plăcut cel mai mult din ce este expus aici? Robotul. Ai și tu acasă piese Lego? Multe. Ești pasionat de piese Lego? Da. Ne spui ce ai realizat și cât te-a durat? Cea mai mult care mi-a realizat mi-a luat 4 zile. Ce anume ai construit? O broască și o cutie și... O cutie care merge. Cât de mult ți-a luat să construiești? Foarte puțin. Ce ai construit aici? O casă pentru o fată. Și cât ți-a luat ca să construiești această căsuță? Puțin timp. Creționată de Lego? Da. Între Lego și robotică există o relație perfectă, iar organizatorii le-au dezvăluit copiilor din secretele acestei îmbinări. E o inițiativă deosebită care merită lăudată și să continue în ritmul acesta, pentru că e foarte util să îmbini partea practică cu partea de programare în cazul roboților pe care îi putem vedea în această expoziție. Este modul cel mai bun de a atrage copiii și către activități de tipul acesta. Una dintre cele mai atractive construcții a fost și acest camion. Mi-a durat cam vreo 3 zile să-l construiesc și are peste 3000 de piese. E de format din mai multe părți. O parte este cabina, care este detașabilă. Aici, în interior, este o altă parte unde sunt fixate roțile și pistoanele. După aceea, altă parte a lui este brațul, care, dacă o să-l pornesc, aici, ca să se miște acest braț, el este pe un sistem pneumatic. Expoziția va putea fi vizitată până sâmbătă la ora 13.